Consumul de zahăr în exces poate avea efecte grave asupra întregului organism. Iată ce înseamnă un consum excesiv de zahăr, la ce efecte duce și cum putem reduce consumul de zahăr. Conform sfaturimedicale.ro, zahărul este o sursă de glucide și este un aliment procesat ce este adăugat într-o multitudine de produse, cum ar fi băuturi, dulciuri, produse de panificație, cărnuri procesate și altele. O singură linguriță de zahăr sau un cup de zahăr are aproximativ 4 grame. Recomandarea Asociației Americane a Inimii pentru consumul de zahăr adăugat este de maximum 6 lingurițe pentru femei și 9 lingurițe pentru bărbați, egală cu 24 de grame de zahăr, adică 100 de calorii și respectiv 36 de grame de zahăr adăugat, adică 150 de calorii. Copiii nu ar trebui să consume mai mult de 3-4 lingurițe de zahăr pe zi. De asemenea, nu există o limită pentru copiii sub vârsta de 4 ani, în cazul cărora se recomandă evitarea băuturilor îndulcite cu zahăr și a alimentelor cu zahăr adăugat. Zahărul poate fi de mai multe tipuri, zahăr alb, brun sau zahăr brut. În timp ce zahărurile naturale au anumite beneficii, zahărul procesat este doar o sursă de energie pe termen scurt, fără beneficii nutritive. Are rol de potențiator de aromă și de conservant. Zahărul este adăugat în produse de panificație, patiserie, în dulciuri, băuturi, iaurturi, cereale pentru micul dejun, lactate și așa mai departe. Zahărul adăugat este ingredientul principal al dulciurilor, produselor de panificație și al băuturilor răcoritoare. Cele mai frecvente zahăruri adăugate sunt zahărul obișnuit de masă și siropul de porumb cu conținut ridicat de fructoză. Zahărurile adăugate includ orice zahăruri sau îndulcitor care se adaugă la alimente sau băuturi în timpul procesării sau preparării. Zahărurile adăugate pot include zahăruri naturale, cum ar fi zahărul alb, zahărul brun și miere, precum și alți îndulcitori calorici care sunt procesați chimic. Deși creierul necesită o anumită cantitate de glucide pentru a funcționa corect, acest tip de glucid este cunoscut ca glucoză și se găsește în mod natural în alimente, cum ar fi fructele și nucile. Problema stă când vorbim de zahăr adăugat, care poate cauza un oarecare grad de dependență atunci când o persoană consumă zahăr, muguri gustativ de la nivelul limbii devin activ și trimit semnale către creier. Activează căile de recompensă și produc o creștere a hormonilor care conferă stare de bine, cum ar fi dopamina. Unele cercetări sugerează că excesul de zahăr poate afecta funcțiile cognitive, memoria, iar dorința de a consuma frecvent dulce poate crește riscul de depresie și anxietate. Nu doar zahărul alb consumat ca atare în cafea sau ceai poate predispune la carii, ci toate sursele de zahăruri, inclusiv cerealele, fructele și legumele. Când zahărurile din alimente se găsesc în interiorul gurii, bacteriile responsabile de cariile dentare transformă în acizi care slăbesc smalțul dentar. Deoarece obezitatea este un factor cheie în dezvoltarea mai multor boli degenerative, înțelegerea rolului zahărului ca sursă de energie alimentară este, prin urmare, relatează sfaturimedicale.ro.